Sunt obligate autoritățile fiscale să respecte deciziile Curții Europene de Justiție? Sigur, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România s-a obligat să respecte deciziile Curții Europene. În plus, avem și în legislația noastră, în codul fiscal, la articolul 11, aliniatul 11, se menționează că în domeniul taxei pe valoare adăugată și în domeniul accizelor, autoritățile fiscale, precum și orice altă autoritate națională, trebuie să respecte deciziile Curții Europene. Prin urmare, sunt foarte importante atât pentru autorități, dar mai ales pentru noi. Unde le găsim? Pe site-ul Curții Europene.